Eveniment omagial cu ocazia centenarului încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria la Azuga. Cu acest prilej s-a lansat Cartea Șampania Regilor, monografia orașului, dar și o istorie a primului spumant care s-a produs în România în pivnițele de aici. Licoarea a fost servită prima oară la Dineul care a urmat ceremoniei de încoronare. De la statutul unei așezări rurale modeste, Azuga a ajuns în secolul XIX să joace un rol important în economia țării datorită unei familii de sași, ajungând să fie supranumită Manchester de România. Frații Rain au înțeles potențialul văii Prahovei și s-au stabilit în cătunul numit Azuga, aflat la granița dintre vechiul regat și Austro-Ungaria. Cu sprijinul regelui Carol I, aici s-a înregistrat cel mai mare ritm al industrializării din țara noastră. O fabrică de postav, una de bere, un depozit de Vin, dar și o fabrică de șampanie i-au făcut pe frații Rain celebri în țară și străinătate. Azuga devenind astfel un mare centru industrial, raportat la acele vremuri. Un rol important, cu atât mai mult cu cât suntem astăzi într-o uh, zi de aniversare a centenarului uh, în coronării suveranilor României Mari. Uh, Regele Carol I a jucat un rol crucial în dezvoltarea acestei afaceri. De ce? Pentru că regele a dorit ca aici, pe Valea Prahovei, să arate românilor și străinilor faptul că și aici se pot construi afaceri solide a chemat o serie de întreprinzători sași din Brașov, care au venit și au investit aici, pe terenurile regale și au ridicat o serie de, o salbă de, de fabrici, care au rezistat până astăzi. Iată, suntem aici, la Azuga, la Pifnițele Rain, într-o uh, întreprindere care există, fără întrerupere, de la 1892 până, până în prezent. Cartea foarte bine documentată a istoricului Dorin Stănescu, intitulată Șampania Regilor și lansată în în pitoreștile crame originale, este o istorie a ultimilor 130 de ani ai primului spumant românesc, licoare preferată de Casa Regală, care este produsă și în zilele noastre la Azuga. Este o adevărată istorie a uh, producerii de șampanie, cum se spunea la vremea respectivă. Astăzi vorbim despre vin spumant. Uh, o istorie a producerii șampaniei uh, în spațiul românesc. Prima dată românii intră în contact cu șampania uh, printr-un episod așa cumva anecdotic în 1711, în vremea uh, bătăliei de la Stânilești, boierii moldoveni și uh, voievodul uh, Dimitrie Cantemir au fost invitați de către țarul Petru cel Mare uh, la un banchet și la acest banchet ne spune cronicarul uh, boierii au băut vin din acesta franțuzesc și au dormit toată noaptea uh, până a doua zi fără, fără griji.